Aula Magna a Facultății de Drept și Științe Sociale a fost gazda sesiunii aniversare dedicată profesorului universitar dr. Gheorghe Dănișor la împlinirea vârstei de 70 de ani. Începem acum cu această sesiune aniversară, care este organizată de Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea din Craiova, facultatea noastră. Va fi momentul aniversar Gheorghe Dănișor. Vom avea o lansare a numărului revistei noastre dedicat personalității profesorului Gheorghe Dănișor și o lansare de carte, revista de studii filozofice Constantin Rădulescu Motru, fondatorul revistelor românești de filozofie, unde doamna profesor Angela Potez va prezenta acest mic eveniment. Academia Oamenilor de Știință din România ne onorează astăzi cu prezența aici la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității din Craiova, prilej cu care vom avea o dezbatere științifică, dar și lansarea unui proiect de perspectivă. I-am propus doamnei Potez și domnului profesor Cândea, președintele Academiei, să înființeze o filială la Craiova, iar Universitatea o să pună la dispoziție infrastructura necesară pentru această treabă. Suntem într-o facultate de drept și ne întâlnim cu o secție de filozofie, de sociologie, de filologie, de jurnalism. Dreptul are un handicap cumva în fața altor științe sociale, nu prea are un limbaj propriu. Împrumută foarte multe concepte din alte științe sociale și este dependent de o anumită transformare valorică a acestora pentru a le juridiciza. Dependența noastră de științele sociale, de filozofie, de psihologie, de sociologie, dă însă prilejul dreptului de a marca la rândul lui de aceste științe. Ne bucurăm ca această ocazie putem să urăm domnului Dănișor mulți ani la împlinirea unei vârste venerabile, dar foarte bine, zică și eu am cam aceeași vârstă și aceea de 70 de ani. Să-i facem laudatio pentru cariera domniei sale, pentru tot ce a realizat. Iar noi, filozofii, suntem încântați și suntem datori să o facem cu atât mai mult, pentru că zona filozofiei dreptului a fost mai puțin cu preocuparea oamenilor de drept, deși în istoria gândirii românești, avem personalități de seamă care au făcut filozofia dreptului. Îl sărbătorim pe profesorul Gheorghe Dănișor, un împătimit al filozofiei, filozofiei dreptului, dar și al poeziei. În ce mă privește, din experiența proprie, vă spun, am considerat și consider că a face viabilă o entitate de învățământ superior trebuie să asigur o curiculă academică pe măsură. Așa de pildă, niciun moment nu m-am gândit să se renunțe la facultate de la disciplina teoriei generale a dreptului, pentru că ea îi învață pe cei ce vor să devină juriști să esențializeze dreptul. Iar esențializarea dreptului se face pe drumul dintre drept și filozofie. Dar trebuie și întoarcerea la vechi. Trebuia să învețe și filozofie și cu deosebire și filozofia dreptului, pentru că drumul dinspre filozofie spre drept este cel care asigură explicațiunea dreptului, este cel care ne ajută să înțelegem fenomenul juridic. În primul rând, că pe amândoi se cheamă Gheorghe. Și dacă cercetăm bibliografia juridică actuală, prin actuală înțelepire a datorului, actuală, vezi constatată, sunt mari Gheorghe în doctrina juridică. Eu, dar ca să nu supăr pe nimeni și a fi în același timp
În realitate, vă voi spune că noi, ăștia Gheorghe, suntem vigoros atacați de către unori. Mănâncă! Și asemenea, mari doctrinari juridici. Viața mea se înalță din tristețea lăcrimioanei, picurată în tăcerea ierbii. Ca un uriaș înlănțuit, ori povara vremilor, spre zarea aceleiași puli ce fuge dinaintea tălpilor mele arse de milioane de soli. Singurate, între atâtea făpturi, nu mă regăsesc în taina adâncă a tăcerii mele. Poate a sesizat că lipsește rima, dar ritmul este sesizabil. Ritmul acesta se unduie cu ideea pe care autorul încearcă să ne-o transmită. Critica literară deja a sesizat o apropiere, să nu-i spun altcumva, o apropiere a poeziei lui Gheorghe Dănișor de mari creatori, cum ar fi Blaga, poetul filozof, din punct de vedere al lingvistic, cum ar fi Nichita Stănescu, și foarte multe poezii, sigur că trimit, dar poeziile sunt ale lui. Îl fericit pe domnul. Emoțiile acestea de care era copleșit la început. Vă mulțumesc! Vă dați seama că emoțiile mă copleșesc. E un element deosebit în viața mea. Împlinirea 70 de ani, nu-mi vine să cred că am o asemenea vârstă, onorabilă de altfel. Sper să această viața mea să fie cât mai lungă și să ne întâlnim și la 90 de ani, într-un cadru așa festiv, așa de frumos, cum este cel de astăzi. Voi organiza eu, domnule. Am de Gheorghe Trezimul, vreau să mulțumesc domnilor profesori pentru cele spuse la adresa mea și ar vrea să fac unele mențiuni speciale cu această ocazie. Să-i mulțumesc domnului profesor Nicolae Popa, care a fost mereu alături de mine, m-a încurajat. De fapt, a fost conducătorul meu de doctorat în 2001. Am luat doctoratul îndrumat de dumnealui și de atunci domnul profesor Popa a fost mereu alături de mine, un om cu o noblețe sufletească cu un rar se poate întâlni. Îi mulțumesc foarte mult că face parte din viața mea și că m-a influențat foarte mult în modul meu de a fi. Adică să fiu un om bun. Domnul Popa dovedește din plin că este un om bun. Aș vrea să mulțumesc de asemenea domnului profesor, domnului academician Ion Dogaru, care pur și simplu mi-a schimbat destinul. Întâmplarea a făcut ca prin venirea lui Dan la facultate să-l cunosc pe domnul profesor Dogaru, care i-a prezentat cartea Metafizica Devenirii, a răsfoit-o și la o săptămână după ce i-am dărit această carte, am primit telefon de la Secretariatul Facultății de Drept să mă prezint că vrea să vorbească domnul decan cu mine. Când am venit, mi-a propus, domnule, Matai, eu consider că poți să contribui la esențializarea dreptului prin teoria generală a dreptului. Accept să predai această materie. Bineînțeles că a fost o mare bucurie, am acceptat cu multă bucurie, cu multă plăcere și din 1996 până cu 2 ani sau 3 în urmă am predat teoria generală a dreptului. E asistenta Roberta Nițul aici, care a fost asistentă și alte multe tinere și tineri care au fost asistenți la teoria generală a dreptului. Profesor universitar dr. Gheorghe Dănișor este cadru didactic al Facultății de Drept din Craiova din anul 1996 și a avut un aport semnificativ în pregătirea generațiilor de juriști, magistrați și avocați din Craiova și nu numai. În prezent este conducător de doctorat la Facultatea de Drept și Științe Sociale din Craiova.